Plata taxelor și a impozitelor s-a transformat în turism fiscal pentru românii din străinătate. Cei care au proprietăți închiriate în țară sunt nevoiți să zboare mii de kilometri și să scoată din buzunare sute de euro pe bilete numai pentru a ajunge în fața ghișeului. Odată ce trec pragul fiscului, dau însă de alte probleme. Plata se poate face numai cu banii în mână, cardul rămâne un lux pentru fisc. Pretențiile fiscului au ajuns la cote europene, serviciile sale au rămas însă cu mult în urmă. Spre exemplu, de la 1 ianuarie, pe lângă impozitul de 16%, românii cu venituri din chirii au de plată și cota pentru sănătate, de 5,5%. Le-au crescut cheltuielile, însă drumurile la ghișeele fiscului au rămas obligatorii pentru declararea și plata impozitelor. Așa se face că vor, nu vor, românii cu slujbe în străinătate și clădiri închiriate în țară trebuie să vină în fiecare an acasă doar pentru a da ochii cu funcționarii fiscului. Este și cazul Ancăi, o româncă stabilită la Bruxelles, nevoită să pășească pragul acestei clădiri la fiecare 3 luni. Experiența începe încă din ianuarie. Merg la fisc unde depun declarația, după care prin martie am venit și am plătit taxele și impozitele locale și plus taxele la ANAF. Numai că fiscul nu a fost pregătit să ia banii. Taxele aferente contribuției la sănătate, intrate în vigoare de la începutul anului, nu erau calculate. Așa că am mai făcut un drum în țară în aprilie. Iar am fost la ANAF și am plătit și CSE-ul, dar cu o penalizare. Deși, repet, eu când am venit în martie, suma de plată nu era calculată de către ANAF. Tot în jurul Paștelui am plătit și a doua tranșă pentru al doilea trimestru. Următorul zbor este planificat pentru septembrie, când Anca trebuie să revină în țară pentru a-și plăti impozitul aferent celui de-al treilea trimestru. În total, într-un an, sunt 20 de ore de zbor, 16.800 de kilometri parcurși și peste 1.000 de euro dați pe biletele de avion. În Belgia, Anca nu trebuie decât să intre pe site-ul fiscului pentru a-și vedea dosarul fiscal. Cu un simplu click și cu datele personale, poate vedea ce impozite are de plătit și poate plăti fără a fi nevoie de prezența sa la vreun ghișeu. Și nu doar țările vechi, membre ale Uniunii Europene, au serviciile puse la punct. E de ajuns să trecem podul la ruse și dăm de un sistem mai prietenos și de o birocrație mai puțin stufoasă. În toate țările, veniturile din chirii sunt impozitate în țara unde se află proprietatea respectivă. Modul în care se administrează se face această plată de către un nerezident sau o persoană română care nu mai e rezident fiscal român, ar trebui să fie foarte facil. Ar trebui să poată să facă plata online din ce țară se află, ea nu contează automat. Sau în situația actuală, ce poate să facă este să-și împuternicească un reprezentant fiscal. Ministrul Finanțelor Ioana Petrescu a promis încă de la preluarea mandatului că fiscul se va împrieteni cu online-ul și cu POS-ul. Au trecut 5 luni de atunci și în cazul persoanelor fizice, prietenia încă nu s-a legat. Și acum o persoană fizică poate plăti online taxele, se poate duce și plăti. Încă suntem în negocieri cu companiile de cărți de credit și sperăm cât de curând să poată fi posibil să se plătească și cu cardul și la ghișeu și online taxele. Nimeni nu avansează o dată exactă pentru servicii complete online, așa că anul viitor s-ar putea să-i prindă pe românii din străinătate cu venituri și în țară, tot într-un turneu fiscal prin Europa. Campania Ghișeul de Taxe și Aberații vă prezintă mâine modul în care statul vă poate penaliza de mai multe ori dacă uitați să vă plătiți taxele. Până atunci așteptăm cazul dumneavoastră pe site-ul nostru știriletv.ro și îl vom face cunoscut tuturor. Timp pierdut, drumuri inutile, birocrație și confuzie. Totul la program fix. În goana după bani, statul ne provoacă la o cursă cu obstacole fără număr. Linia de sosire este ghișeul de taxe și aberații, care are deschis non-stop. Vă prezentăm fiecare obstacol zilnic la telejurnal, în speranța că la ghișeul de taxe și aberații vom avea o coadă tot mai mică. Știrile TVR vă prezintă o campanie care luptă împotriva birocrației și care apără contribuabilul. Spune-ne cazul tău pe știrile tvr.ro.